Bună seara, domnilor și domnilor. E gata camera? Da. E gata? Băi, fraților, în primul rând aș dori să încep cu o introducere. Mă numesc Aurel Dumitru, sunt plecat din România de 22 de ani. Sunt în Anglia de 21 și sunt un om care s-a calificat la locul de muncă. Am mai făcut și eu câteva cursuri, am mai învățat și eu câte ceva. Nu am facultăți, nu am școli înalte. Sunt un om simplu care greșește câteodată și încearcă de foarte multe ori să nu greșească. Încerc de foarte multe ori să îndrept cât pot greșelile care le fac și să nu afectez alți oameni prin ceea ce fac. Nu am susținut niciodată că sunt cel mai deștept. Nu am susținut niciodată că știu totul. Sunt analfabet. Probabil că la școală când am fost, nu prea am stat eu să rup gramatica pe genunchi. În marea mea, cum să spun eu, partea vieții în tinerețe, cam îmi plăcea fotbalul. Bă, cam jucam fotbal, mă. Jucam fotbal, rupeam mingea. Aș vrea să transmit un mesaj tinerilor care și ei, la rândul lor, mulți dintre ei au această afinitate la tinerețe de a rupe mingea, de a trăi viața, de a iubi natura și mai puțin școala. Mai puțin școala. Bă, fraților, nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Pentru că eu am fost un prost, am rămas un prost, dar ușor, ușor Dumnezeu mi-a dat putere, mi-a dat și un pic de minte, mai târziu. M-am copt la timpul meu și am învățat o meserie. Am învățat o meserie exact care mi-a plăcut mie și care o fac cu drag. Nu ai nevoie de 70 de diplome ca să pui mâna și să faci ceva frumos. Nu ai nevoie de recunoștință internațională ca să fii om. Vedeți dumneavoastră, vorbeam despre democrația reprezentativă și despre mandatul imperativ. Și am fost jignit, nu eu. O individ a încercat să mă jignească, spunând că sunt analfabet. Bă, oi fi analfabet. Să știi că am câteodată scăpări și le recunosc. În loc de îmbinare, spun îmbucare. În loc de fite ce, spun nu știu ce. Am scăpări. Dar diferența între mine și acești nenorociți care vând țara este că ei nu au scăpări. Ei pur și simplu umilesc națiunea română, iar acești nemernici, aceste excremente umane care se trezesc atunci când spunem adevărul, să ne jignească, să încerce. Eram să zic să încearcă. Vezi ce ușor se greșește? Se greșește atât de ușor. Se poate răni un om atât de ușor.
Dar diferența între mine și aceste excremente umane este faptul că eu am inimă și suflet în mine. Știu că Moșii Oroată nu prea a avut carte, dar a luptat pentru neamul nostru românesc. Știu că Horea Cloșca și Crișani n-au avut carte multă, dar au luptat pentru neamul nostru românesc. Știu că istoria României este pătată cu sângele vitejilor care au lăsat acasă oile, pământul, plugul, boul, copiii, nevasta. Și așa, fără carte, fără să știe să vorbească cu dicție și coerent, au plecat la luptă să-și apere pământul. Au plecat la luptă și cu piepturile goale au apărat țara noastră cea frumoasă, România cea mare. Acum, în 31 de ani, toate partidele politice care s-au perindat prin Parlamentul României nu au făcut nimic altceva decât să vândă România străinilor. România în 600 de ani nu a fost prădată și furată de către otomani, de către Habsburgi, de către ruși, atât de mult cât a fost furată și dezbinată și dezmembrată în 31 de ani de partenerii noștri strategici, de Europa, de multinaționalele globale. Nu pot să pronunț foarte bine. Sunt puțin incoerent. Nu am dicție. Mi se limbă plimba în gură. Dar știu că România este o țară prădată, furată de acești nemernici cu gulerul alb, securiștii care l-au omorât pe Ceaușescu, care și-au școlit copiii cu o singură dorință de a continua distrugerea neamului românesc. Acești nemernici, pentru a putea umple buzunarele lor, au renunțat la 80% din România și bogățiile României. Acești nemernici care și-au făcut facultăți false, care și-au făcut diplome false, doctorate false, au ajuns după 31 de ani să se judece politic, care va să zică domnul de la Constanța, Tudosie, nu este de acord cu implicarea bisericii în prevalarea vaccinului. Părintele Tudosie nu este de acord cu Daniel, masonul care s-a infiltrat în biserica creștină românească pentru a aduce în derizoriu, pentru a putea crea această stare de disensiune între poporul român, credincioșii poporului român și cei care ne încheamă la credință și rugăciune. Atâta ne-a mai rămas, fraților. Credința în Dumnezeu și iubirea sunt singurele arme cu care putem lupta mai departe, sunt singurele unelte prin care ne ținem aproape. Dar iată că dacă te uiți la această situație foarte de aproape, o să vedeți că cei care nu sunt parte din guvernul meu, cei care nu sunt de acord
cu strategia partenerilor strategici, automat au plagiate, automat au dosare. Așa se controlează biserica, parlamentul, securitatea. Din păcate, fraților, am ajuns într-o balanță în care ipocrizia este adevăr, în care prostia este normalitate. Am stat și am studiat această întâmplare cu Bielorusia. Cică un avion Ryanair a fost obligat să aterizeze în Minsk, iar un jurnalist care incita la violență împotriva guvernului de la Minsk a fost arestat împreună cu prietena lui. Acest ziarist lucra undeva în Polonia la un radio finanțat de către Departamentul de Stat american. Băi, ați auzit? Vă mai spun o dată? Toți cei care lucrează împotriva sistemelor sociale și de administrație din fosta URSS și chiar Rusia, avem cazul Navalny, sunt finanțați direct de Departamentul de Stat american. Bineînțeles că Revoluția Portocalie care s-a întâmplat în Kiev, Ucraina, a fost finanțată de Soros. Bineînțeles că această Revoluție Portocalie a fost orchestrată și menită a fi o lovitură de stat stil Made in România. S-au împușcat polițai cu luneta, s-au împușcat manifestanții cu luneta și având mortăciuni și în stânga și în dreapta, s-a ajuns la o situație de necesitate, hop și așa s-a schimbat regimul. Ați înțeles? Securiștii au schimbat tactica. Exact cum s-a întâmplat și în România. Mergând mai departe, ajungem la Bielorusia. Care va să zică acest individ care a incitat lumea la revoltă și era, care va să zică, inamicul statului, când a fost arestat, toată Europa, America și încă 7 țări de pe Marte au sărit în sus. Avem astăzi proștii de la Digi24 spunând că este inadmisibil ce au făcut autoritățile de la Minsk. Nu se poate așa ceva, încalcă democrația, încalcă libertățile omului, încalcă libertatea de exprimare. Oameni buni, vă rog frumos să fiți foarte atenți. Toată Europa, împreună cu Lagarde, împreună cu Vanguard, împreună cu toți pedofilii din Bruxelles, s-au ofuscat teribil când au auzit că un individ care a inițiat prin presă, prin radio, diferite mișcări, care a împins oamenii la revoltă împotriva administrației de la Minsk, a fost arestat de către autorități. Automat a devenit salvatorul democrației.
Atenție, vă mai spun încă o dată. Un individ, ziarist, jurnalist, a incitat la violență prin postul de radio. Pardon. La fel cum au făcut și cu Europa Liberă. Acest post de radio are legături cu postul de radio Europa Liberă. Este finanțat de către guvernul american. Și acum atenție mare. Un jurnalist care a incitat la violență a fost arestat de către administrația de la Minsk. Toată Europa este în picioare. Încălcarea drepturilor omului, încălcarea dreptului la exprimare, au spus ei. Dar atenție mare ce vă spune marele om Aurel Dumitru, oracolul de la Londra. S-a trezit Maian Bădiță Traian și a încălecat pe un cal înșeuat, cu șaua de aur, cu frâu de mătase cât vița de groasă. Și în scări s-a ridicat cine a spus adevărul, pentru că adevărul este gol goluț. Nu trebuie să fie îmbrăcat. Iar adevărul este urât când este gol goluț. Și mulți dintre voi sunteți proști și vă plac minciunile frumoase decât adevărul golgoluț. Ci că în 2015 a existat un individ pe nume Snowden. Vă mai spun o dată? Un american care a lucrat în Agenția Internațională de Inteligență Americană, un programator, a divulgat secrete de stat. A divulgat secrete de stat unui jurnalist, Julian Assange. Iar acesta l-a publicat pe pagina lui, WikiLeaks. Alo, mai sunteți cu mine? Marele om Aurel Dumitru vă spune acum adevăruri pe care voi le ignorați sau nu le știți. Iar Digi24 să nu mai mănânce căcat fără sare, că le vine rău. În anul 2015 a existat un băiat tânăr și frumos, deștept foc, care a pus mâna pe niște informații ultrasecrete, informații care ne spuneau că Statele Unite ale Americii, administrația Statelor Unite ale Americii, au fost implicate, pardon, au fost implicate direct în primăvara arabă. Departamentul de stat american, împreună cu CIA, împreună cu Mossad, au complotat împotriva statelor arabe și au incitat populația la revoltă. În aceleași documente aflăm că armata americană torturează fără drept de apel la Guantanamo Bay musulmani. Sunt indivizi pe care guvernul american îi consideră teroriști. Acești teroriști sunt ținuți de peste 5 ani de zile într-o pușcărie, fără avocat, fără judecată, până când vor spune ceea ce săracii nici măcar nu știu. Iar timp de ani de zile, foarte mulți musulmani au fost ridicați din Afganistan, au fost ridicați din Siria, din Irak, au fost ridicați din Yemen și duși în Guantanamo Bay. Iar acolo sunt supuși la tortură, waterboarding. Waterboarding este o metodă de tortură prin care se pune un prosop pe față și se toarnă apă, simulând
Așadar, înnecarea te face să te înneci pe uscat. Se folosește o poziție foarte incomodă și te ține în această poziție ore în șir până când mușchii tăi pur și simplu explodează. Îți explodează mușchii. Dar hai să nu ne oprim aici, pentru că astea sunt tratamente aplicate teroriștilor. Haideți să vorbim despre Snowden. Domnul Snowden a spus adevărul. A arătat lumii întregi cum antihriștii americani din administrația americană, sataniștii din administrația americană, criminalii, cei mai mari teroriști din lumea asta, sunt cei care fac parte din guvernul american. Sataniștii, cazarii așchenazi care au controlul asupra senatului și președintului american, sunt cei mai mari teroriști în lumea asta, vă spune marele om Aurel Dumitru, iar când o spun, am dovezi. Dovadă este Siria, de 10 ani distrusă. Dovadă este Irakul, de 20 de ani distrus. Dovadă este Afganistanul, de 15 ani distrus. Dovadă este Libia, de 5 ani distrusă. Război civil. Bineînțeles că, vedeți dumneavoastră, câmpurile de țiței sunt protejate pentru ca democrația să fie protejată. Venezuela distrusă. De ce? Pentru că nu au putut să facă schimbare de regim. Pentru că președinții venezueleni au dat afară Total, au dat afară Shell, au dat afară BP Petroleum. Cea mai mare rezervă naturală din lumea asta de țiței o găsești în Venezuela. Cea mai mare rezervă de aur din lumea asta o găsești tot în Venezuela. Dar, care va să zică, imperialiștii n-au putut să pună mâna pe aceste rezerve și au supus o populație întreagă la suferință. Nici măcar medicamente n-au mai lăsat să ajungă în țară. Au vrut să pună presiune atât de mare pe populație încât populația de foame și necesitate să se revolte împotriva președintelui și partidul care îl susține. Din păcate, nu le-a mers. Din păcate, nu le-a mers. Și revenim acum înapoi la Snowden. Snowden, ca să vedeți care este diferența și ignoranța în această situație. Snowden a fost primit de Rusia. În timpul în care Snowden era refugiat în Rusia, deoarece americanii i-au anulat, care va să zică, pașaportul, a ajuns în Rusia. Bineînțeles că Europa este un Babilon controlat de zioniști și așchenazii din America. Europa a devenit curva lumii, care pur și simplu face numai ceea ce se dictează de la Washington. Ce vedeți voi că a spus Franța că nu mai vrea brânză americană? E vrăjeală pe pâine. Europa, Bruxelles, este curva proxeneților. Este capitala pedofililor. Este capitala așchenazilor și papițoilor care pur și simplu fac ceea ce se dictează de la Washington. Washington se mai numește și Virginia Co. Virginia Co. este companie care are Banca Federală la mână a Americii, iar Banca Federală a Americii este condusă de familiile Rothschild, Rockefeller, Windsor. Ăștia nu sunt reptilieni, sunt doar niște cazari așchenazi care s-au ascuns printre triburile lumii pentru a le destabiliza, pentru a le influența și mai târziu am ajuns în situația în care suntem acum.
Și-au creat o armată atât de puternică încât, dacă nu vrei să fii democrat, să-ți aducă democrație, vin cu mitralierele și cu tancurile peste tine și îți bagă democrația în casă. Dacă Saddam Hussein nu a vrut democrație, l-au spânzurat. Dacă Gaddafi nu a vrut democrație și a dorit să facă Banca Africii și zona economică africană, a fost, care va să zică, împușcat. Dacă sirienii n-au dorit ca țeava de gaz din Qatar și Arabia Saudită să treacă pe la ei, să meargă mai departe în Europa, în Grecia și așa mai departe, au destabilizat țara. I-au băgat pe oamenii ăștia în războaie interminabile, ăștia care ne spun nouă că sunt parteneri strategici și că vor democrație și libertate. Băi, voi credeți că noi suntem proști? Da, aveți dreptate, suntem proști. Pentru că mulți dintre noi suntem și ignoranți. Mulți dintre noi nu ne adunăm în fața la Digi24 să le spunem: bă, nu mai mâncați căcat, opriți-le licența la nemernici ăștia, pentru că Snowden, că venim înapoi acum la poveste, Snowden, care a spus adevărul despre crimele guvernului american, a fost căutat pentru trădare. Și pentru a îl aduce înapoi acasă, s-a deturnat un avion prezidențial. La data respectivă, în 2015, când Snowden era în Rusia, a avut loc o întâlnire la nivel înalt despre energie în Moscova. Președintele bolivian Morales a discutat problema Snowden cu Vladimir Putin și i-a acordat azil politic. Datorită faptului că Morales i-a acordat azil politic lui Snowden, avionul prezidențial al lui Morales nu a mai fost lăsat de țările din Europa să își continue drumul. I-a fost blocat spațiul aerian și a fost forțat, atenție mare, avionul prezidențial al lui Morales a fost forțat să aterizeze în Austria. În Austria au făcut ăstea avionul harcea-parcea, pentru că CIA, în prostia lor, au crezut că Morales îl va lua pe Snowden în avionul lui personal să-l transporte înapoi în Ecuador. Și au luat țeapă fraierii. Deci, când America deturnează un avion prezidențial diplomatic, când Europa închide spațiul aerian unui avion prezidențial, nu este nicio problemă. Nu este nicio încălcare a drepturilor omului. Nu este nicio încălcare a tratatelor internaționale. Băi, fraților, un avion prezidențial are imunitate. Poate să plece, să se întâlnească cu partenerii lui, fără să ceară voie Americii și pedofililor de la Bruxelles. Ați înțeles? Odată ce s-a întâmplat în 2015 acest precedent, bineînțeles că și alții l-au folosit. Numai că aici avem iară o cauă mică și o cauă mare. Când americanii deturnează un avion prezidențial privat, este în interesul democrației. Când un președinte din Bielorusia forțează
prin diferite tertipuri aterizarea unui avion cu un terorist național care incitează și incită, iar am băgat aiurea, care incită și incitase la violență, este încălcarea dreptului de exprimare. Acum rămâne ca dumneavoastră să vă gândiți. Cei care spun adevărul despre regimul dictatorial, criminal, american, devin spioni, trădători? Pentru că ne spun că sunt oameni arestați fără să fie condamnați, fără să aibă un proces și ținuți încarcerați 5 ani de zile, torturați în fiecare zi. Sunt oameni care le pune punga în cap, încarcă arma și trage pe lângă ei, crezând că le-a venit ziua execuției. Sunt oameni care sunt legați de mâini și de picioare din același belciug ieșit din beton. Stând în această poziție ore întregi, pur și simplu este o teroare de nemai întâlnit. Este un chin de nemai întâlnit. Este o suferință inimaginabilă. Dar vedeți dumneavoastră, Tel Avivul nu încalcă drepturile omului, distrugând proprietățile palestiniene. Vedeți dumneavoastră, americanii nu încalcă drepturile omului când cu acte false și dovezi mincinoase au intrat și au încălcat suveranitatea popoarelor. Au încălcat suveranitatea poporului irachian. Au încălcat suveranitatea poporului sirian. Nimeni nu i-a chemat să-l ajute pe Bashar al-Assad. Bashar al-Assad nu a chemat NATO, nu a chemat America și nu a trebuit să înarmeze, în vorbele americanilor, teroriștii moderați. Americanii au teroriști moderați și teroriști fanatici. Cum devine un terorist moderat terorist fanatic? Este împotriva Americii. Nu a țării, ci a guvernării. Cine este împotriva guvernării satanice, pedofile din America, prietenii lui Steiner, sunt teroriști fanatici și trebuie distruși. Cine luptă împotriva altor președinți pentru interesele americane și se regăsește în această ipostază, este terorist moderat și are voie să fie înarmat. Cam asta este democrația, fraților. Am citit foarte multe comentarii. Am citit foarte multă literatură în ceea ce privește democrația directă, mandat imperativ. Toate țările din vestul Europei, inclusiv Statele Unite ale Americii, nu doresc mandate imperative. Pentru că mandatul imperativ înseamnă că parlamentarul, când merge în parlament, are un plan bine definit și trebuie să-l pună în aplicație. Nu îi mai dă voie să fie corupt și cumpărat. Democrația reprezentativă oferă posibilitatea politicianului de a fi cumpărat de diferite multinaționale, diferite adunături de hoți. Democrația participativă, unde poporul este puterea supremă în stat. Mandatul imperativ, unde deputatul, senatorul, merge și propune
programul care este deja stabilit. Nu mai poate fi cumpărat de X și Y să schimbe nu știu ce lege și să bată apa în piua. De asta acestor nemernici din vest le este frică de mandatul imperativ. Că vedeți dumneavoastră, politicienii sunt cumpărați. În America corupția se numește lobby. V-ați înțeles? În colonie, în România colonială, favorizarea unor clanuri multinaționale se numește mită și corupție. În America, mita și corupția se numește lobby. Adică există un grup de avocați și juriști care trec pe lângă biroul unui senator și oferă diferite servicii, oferă diferite donații, așa se spune, donații, pentru a convinge sau ajunge să aibă o ședință cu senatorul respectiv. În ședința respectivă se vorbește despre dezvoltarea economică și strategia pe care compania o are și cum ar ajuta această companie anumite legi să se dezvolte. Ați înțeles? Și bineînțeles că nu se dau sacoși de bani. Aici este vorba despre terenul meu de golf. Poți să vii acolo să joci golf când vrei. Este vorba despre vila mea de la Miami. Poți să vii în vacanță în Miami când vrei. Este vorba despre mașina mea și șoferul meu personal, care poți să-l folosești când vrei, în weekend cu familia ta. Este vorba despre restaurantul meu, la care poți să te duci să mănânci cât vrei, când vrei. Este din partea casei. Și atunci nu se schimbă bani. Eu bagi cleptomani din colonie să mulțumesc cu bani. Pentru că este mult mai ușor să oferi bani ca mai târziu să poți să-l șantajezi. Vedeți dumneavoastră, majoritatea parlamentarilor din Parlamentul României sunt cumpărați cu bani și fete tinere. Se fac petreceri la care acești indivizi se duc, sunt îmbătați, sunt drogați, se bagă în pat cu o fată tânără sub 18 ani, li se fac 2-3 poze și apoi băieții îi strigă la raport. Zice, da mă, păi ia uite ce ai făcut. Ia uite ce ai făcut, păi tu te-ai băgat cu verișoara mea în pat, mă nebunule. Eu te-am luat să te distrezi, te-am luat să te simți bine și tu ce faci, bă, te-ai băgat cu minori în pat, pedofilule? Și atunci la ce zice? N-am știut, mâncat ce ai gura ta, că eram beat. Eram beat, n-am știut ce am făcut, nici nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Mamă, ce-am pățit. Zice, lasă-mă că rămâne între noi, te-ai scăpat și tu. Lasă, nu e nicio problemă. Rămâne între noi, iese bine. Ați înțeles? Și uite așa îi prinde pe fraier ăștia și îi bagă supreși. Dacă mandatul este imperativ și unul dintre ăsta este băgat supreș și nu-și face treaba, putem să-l dăm afară. Nu mai trebuie să aștepți tu ca Parlamentul să decidă. Nu mai trebuie să dai tu puterea legislativă Parlamentului. Puterea supremă legislativă. Poporul are întotdeauna ultimul cuvânt. Acum 15 ani făceam parte din Democrația Directă România împreună cu domn profesor de educație fizică, am uitat numele, o fată de prin Austria, un băiat de prin Suedia și am învățat lucrurile astea, care mai târziu le-am auzit mai departe la Primo, care
s-a inspirat din democrația directă participativă și Constituția cetățeanului domnul Constantin Cojocaru, plus meritocrația, care este un sistem foarte bine pus la punct în Coreea de Sud. Ați înțeles? Și așa și domnul are treaba cu meritocrația. Este o treabă bună, dar nu foarte multă lume citește. Acum avem Liga Profesioniștilor, care merg pe același sistem meritocratic. Mai avem încă un grup de indivizi din Canada cu câțiva oameni din Italia care au patriocrismul sau patriocrația. Sunt foarte multe grupuri care vor același lucru, dar fiecare vrea să fie șef. De aceea m-am retras din toate și atunci când se vor uni, am să fiu și eu acolo. Cam o datorie față de neamul nostru românesc, așa analfabet cum sunt, vă iubesc, așa neînvățat cum sunt, îndrăgesc România, datinile străbune și cu toate că sunt un puf de păpădie plecat în lume de tânăr, eu cred că rădăcina a mea, sufletul meu, trăiește pentru România. Durerea, nepăsarea, ignoranța, cleptomania, iobăgia distruge România. Iar eu, pur și simplu, încerc să vă găsesc, să ne adunăm, să acționăm, să scăpăm de această plagă, să scăpăm de acești nemernici care sunt slugi. Nu vedeți dumneavoastră, în România la ora actuală avem slugi pro-ruse și slugi pro-americane. Nu avem români cu spirit, nu avem români cu dragoste de țară care să spună eu sunt pro-România. Nu voi să stau în genunchi, pentru că atunci când stai în genunchi cu capul plecat, nu o să mai vezi niciodată soarele. Dacă vreți să ascundeți adevărul datorită corectitudinii politice, vă ascundeți pe voi. Orice s-ar întâmpla, nu trebuie să vă fie frică. Cu o moarte suntem cu toții datori. Nu trebuie să vă fie frică cu nimic. Pur și simplu, ne-am născut ca să murim. Dar între perioada asta, trebuie să facem și noi ceva frumos. Trebuie să lăsăm și noi în urma noastră o amprentă. Iar amprenta noastră nu înseamnă un cavou cu 4 camere din BCA și beton. Amprenta noastră înseamnă educație, înseamnă o societate sănătoasă. Trebuie să scăpăm de curve, trebuie să scăpăm de blugi rupți, trebuie să scăpăm de droguri, trebuie să scăpăm de moravuri ușoare. Să ne aducem aminte că noi am fost români, iar fetele noastre și-au cusut cămașa, și-au cusut fața de masă, și-au cusut cearceafurile și zestrea cu care s-au măritat. Să ne aducem aminte că odată am fost curați, nevinovați, puri, plini de putere și dragoste. Să vă dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate. Iată care este ipocrizia mondială. Snowden a fost căutat în avionul
prezidențial, avionul prezidențial al lui Morales a fost oprit de țările europene și forțat să aterizeze în Austria. Același lucru s-a întâmplat și în Belarusia. Numai că atunci când guvernul american face aceste atentate teroriste, este vorba despre democrație și dreptate. Când altcineva, care nu este foarte agreat și nu este partener strategic, face aceste abuzuri, devine într-adevăr o problemă a drepturilor omului. Restul judecați voi. Să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului și să ajungem să nu mai ascultăm acești demenți pedofili de la Bruxelles și Washington.